Pentru cei care s-au născut în zodia Taurului, casa 7 începe să capete din nou o greutate specifică. Este o perioadă în care planetele Venus și Saturn se reîntâlnesc, pe de o parte ele două, într-o conjuncție, apoi, rând pe rând, fiecare dintre ele făcând conjuncție cu sensul vieții. Un impact special asupra unei relații parteneriale, unui contract, unei înțelegeri, unui proces sau al unui conflict. El poate fi mai vechi și se poate amplifica acum sau poate să capete o direcție, să se cristalizeze, să se structureze dintr-un conflict dezordonat și fără motivație. Acum el să aibă un fir roșu, logic, explicit pentru acești nativi, care măcar cu atâta se pot alege să înțeleagă de ce s-a petrecut o astfel de alterare a unor relații umane, încotro se îndreaptă, cu ce risc, cu ce pierdere și ce ar putea face. Este un element important pentru toți cei care se află în grade diferite într-un conflict cu miză în justiție. Că este vorba de un divorț între soți, că este vorba de ieșirea cuiva ca acționar dintr-o societate comercială, că este vorba de extragerea cuiva dintr-un contract sau dintr-o înțelegere verbală, că este vorba de părăsirea unui colectiv, indiferent de context. Aici se petrec destul de multe lucruri care vorbesc despre lentoare, temeinicie, profunzime și durată. Foarte multe dintre aceste elemente au nevoie de un timp mai lung decât în alte dăți sau decât alte tipuri de evenimente să se maturizeze și să se epuizeze. În ziua de 19 septembrie se produce fenomenul de lună plină care privește casa a 5-a și a 11-a acestor nativi, respectiv relațiile cu copiii, cu prietenii și toate implicațiile afective față de o serie de persoane de care aceștia s-au apropiat ori urmează să se apropie. Dacă soarele este în fecioară, în casa a 5 acum, în prezent, în tranzit, și dă stabilitate în relațiile cu copiii, când este vorba despre prieteni, perioada cuprinsă între 18 și 19 septembrie, adică 48 de ore cât luna tranzitează zodia peștilor, le aduce acestor nativi fluctuații afective, alternative, mulțumitoare sau nemulțumitoare, încântătoare sau dezamăgitoare, pline de speranță sau asociate cu supărare, cu spaimă, cu nemulțumire, ori cu dezgust. Un amalgam de stări, de spirit, de senzații, de sentimente, un amestec ciudat de repulsie sau de atracție, mai puțin evenimente vizibile și mai mult ecoul acestora sau impactul afectiv al unor întâlniri cu diferite persoane. Uneori, taurii pot avea o reală plăcere în discuția sau întâlnirea cu cineva, mai mult sau mai puțin cunoscut, alteori sentimentele sunt negative. Sau aceeași persoană poate să stârnească ipostaze de ambele părți, făcându-i pe nativ să nu prea mai înțeleagă bine despre cine și despre ce este vorba. Atenție, casa comunicării nu este extraordinar de bine aspectată. Dimpotrivă, ea se asociază din punct de vedere astrologic cu semne de exclamare care vorbesc despre atenție, despre nevoia de a fi circumspecți, tăcuți, reținuți, să fie supravegheați, să nu spună lucruri care țin de o taină personală sau să aibă delicatețea necesară să nu fie insistenți. Ori de câte ori vor încălca aceste principii, se vor crea conflicte, li se vor adresa reproșuri sau pot să se constituie aceste încălcări în premisele și argumentele unor îndepărtări și înstrăinări ale unor oameni de către acești nativi. Este posibil ca de multe ori nici să nu știe de ce aceia au luat o astfel de hotărâre, respectivele persoane să nu le spună niciodată ce i-a motivat la un moment dat să se îndepărteze de un taur sau să-l îndepărteze de un grup de oameni. Acela se va simți doar respins, marginalizat, fără să înțeleagă de ce.